Deja, bineînțeles, putem să începem speculațiile, ceva cu Brașovul sau... Nu. Vin de departe, vin de la... Nu spuneți, din Belgia. De lângă Dej. A, credeam că spuneți aia cu Belgia. Știți că sunteți celebru. Nu. Cu... Sunt în discuții, dar de-abia da. Acum sunt 100%, am primit acceptul de la doctor. Să pot să conduc, să îmi văd de sănătate. Foarte bine, ne bucurăm. Deci totul în regulă, da? Totul în regulă, da. Bun. Am schimbat amortizorul și acum e super ok. Domnule Rednic, în primul și în primul rând v-aș întreba două, trei vorbe despre echipa națională, pentru că ăsta e așa subiectul mai apropiat în timp cu tot ce s-a întâmplat. Astăzi decizia federației este de a continua cu Edi Iordănescu. Dacă credeți că este o decizie bună pentru echipa națională, că nu vorbim aici pentru federație sau pentru Edi Iordănescu în sine, ci pentru echipa națională. Dar cum comentați această decizie de a-i acorda în continuare încredere selecționerului? Eu nu știu cum să iau. Pentru că dacă e să mă gândesc la ce s-a propus la Loții Bioloni, da, care s-a cerut că dacă nu o să fie în primele două locuri, va fi demis. Acum suntem pe locul 4. Jocul nu ne dă nicio siguranță. Nu știu ce să zic. Deci comparativ cu oferta pentru Bioloni, vi se pare nedrept. E o decizie la care eu mă așteptam. De ce vă așteptați? Păi mă așteptam, ținând cont de felul cum a ajuns să fie antrenor la echipa națională. Eu cred că nu era momentul și am spus-o în momentul când a fost numit, că am făcut exact aceeași greșeală care s-a făcut cu Răzvan Lucescu. Acum, dacă Răzvan Lucescu ar fi propus la echipa națională, le ridica două mâini. A prins experiență, a avut și câteva performanțe, la club are, cum să zic, continuitate. Deci aceea situație ne întâlnim acum cu Edi Iordănescu. Dacă alții au cu experiență, era, nu... Da, vă rog. Dar nu cred că era antrenorul ideal pentru perioada asta grea. Venim după câțiva ani în care tot schimbăm antrenorii, jucătorii cam aceiași, nu încercăm să obligăm noi să se retragă de la echipa națională, nu să apară ei să spună că ne retragem de la echipa națională. Nu, noi, adică antrenorul care e, să-i pună pe liber, să le spună, bă, nu mai sunteți de atâția ani și n-ați confirmat în ultima perioadă, nu vă supărați, nu mai. Haideți să luăm și noi exemplul vecinilor noștri, care au schimbat, au venit cu suflu tânăr, continuitate. Dar se poate... Uitați unde au ajuns. Noi tot schimbăm antrenorii, dar tot aceiași jucători. Unii care ar trebui să stea la cluburile lor și să-și vadă de cluburile lor, să nu mai vină la echipa națională, că nu aduc niciun plus. Și după aia ce facem? Suntem supărați, dăm vina pe antrenor, schimbăm antrenorul și aceiași jucători rămân. Păi dacă schimbăm antrenorul care vine, poate să vină cu altă, eu știu, altă strategie, altă filozofie. Păi dacă tot vii și tot cu aia care a jucat și anul trecut, în sezonul trecut, păi nu mai face nimic, că de unii ne-am lămurit. Părerea mea că nimeni nu l-a acuzat pe Edi, dacă, a luat jucătorii care sunt în formă, tineri, care vin și vin cu altă atitudine, cu altă ambiție, cu altă responsabilitate, bun, vin de dragul de a veni. Supărați, dau telefoane. Da, domnul Rednic, dar să nu-l iei pe Chiricheș, care e singurul fundaș care joacă în seria. Nu l-aș lua. Deci nu l-aș lua pe Chiricheș. Nu l-aș lua nici pe Camora. Cum să zic, tot respectul pentru ei. Nu l-aș lua nici pe Camora, nici pe Maxim nu l-aș lua. E de atâta timp, n-a confirmat. Are ceva, are calități, s-a impus acolo, așa acolo nu-i constat deloc. Avem alte soluții, nu știu, asta e părerea mea. Normal că o să apară Gărescu, că el ce-a făcut, ce n-a făcut. Dar care ar fi fost selecționerul ideal? Ce mă deranjează pe mine? Păi da. ai posibilitatea să-l iei pe Loții Bioloni, îl cunoașteți. Uh-huh. Deci la el are filozofia lui, că e nouă, că e veche, el merge, pe strategia lui, de felul lui de a gândi,
nu discută cu toată lumea, dar el decide. Și nu prea poți să te duci la el să mai dai cu părerea, că noi totuși, Ipeloni are peste 100 de meciuri în echipa națională, a câștigat campionate cu echipe din vest. Da? Și noi am avut șansa să-l luăm și nu l-am luat. Deci ne-am comportat cu un jucător emblematic pentru țara noastră și ne-am comportat, adică n-am făcut prea mare eforturi, ok, a durat discuțiile astea, dar federația a rămas pe poziție, deci ei tot o țineau, dom'le, dacă n-ai rezultate, asta e, te dăm afară. Păi și acum n-avem rezultate. Și atunci de ce mergem în continuare cu Edi Ordănescu? Poate că o să fie demisă Edi la finalul grupei. Clauza din contract se referă la final, nu la un moment din desfășurarea grupei. Păi da, dar la loc eu știu sigur că mi-a zis. Păi și noi, situația actuală, ce șanse mai avem? Vreți să spun că mie, dintre toate echipele astea, mie Finlanda mi-a plăcut. Adică duc jocul din spate, adică totul gândit, să văd niște trasee, ajung cu ușurință în fața porții. Am avut noroc, am dat golul ăla cum l-am dat, am avut ceva ocazii. Dar nu uitați că repriza a doua, ocaziile cele mai mari au fost a lor și portarul a salvat într-o situație de unul contra unul, mi se pare. Da, e o mică contradicție aici, pentru că, iată, cu Edi Ordănescu este în continuare sprijinit. E adevărat ce spune și Remus, că la sfârșitul grupei se poate lua o decizie, pentru că așa e clauza. Dar, dacă așa e clauza, atunci de ce ne-am mai agitat și voi v-ați agitat și prin presă că își dea demisia, că nu-i mai... Pentru că vedem ce s-a jucat, în sensul ăsta. Păi și în primul rând... Și în primul rând, nu știu dacă Edi Ordănescu ar trebui să-și dea demisia. Mai sunt niște personaje. Păi și eu tocmai asta spun. Și vreți să mai spun că v-am văzut că mulți sunt împotriva lui Burleanu. Păi știți ce îi reproșez eu la președintele Burleanu? Că nu și-a ales oamenii care trebuiau. Că normal, dumneavoastră, spuneți bine, cine l-a pus pe Ordănescu? Cine l-a pus pe Rădoi? Cine l-a pus pe Daum? Cine l-a pus pe Contra? Măcar cel care i-a pus pe Daum și pe Contra a trecut în linia a doua. A fost coleg de-al dumneavoastră, care era mare specialist și analist de la Instat și de la White Cup. Sunteți ironic acum, dar cred că se mai pricepe. Poftim? Sunteți ironic acum, dar poate se mai pricepe Andrei Vochin. Nu neapărat să facă practică, da? Da, și atunci tu te bazezi pe el pentru că e specialist de analiză, să numească antrenori. Da. Măcar a avut bun simț sau l-au forțat ei să se retragă. Stoichiță. Știm foarte bine că se implică. Nu numai acum, tot timpul se implică. Se implică la toate nivelurile de echipa națională și eu nu vorbesc mai de dragul de a vorbi. Că am vrut să iau un antrenor de la o echipă de club, să le iau antrenor secund și mi-a zis că nu poate, că l-a pus Nea Mihai, antrenor. La o echipă de club. Și acum, acum ei se retrag și el e primul care se dezice de ei. Păi așa se face, domnule. În unanimitate. Dar nu, haideți, ok. Eu v-am zis părerea mea de Edi, să nu ia nume de rău. V-am zis că nu era momentul chiar să ajungă la echipa națională. La un moment dat, să știți că... Era culmea ca, eu știu, ca un colonel să-l supere pe un general. Deci era culmea. Eu eram sigur că nu o să fie de mine. Dar să știți că la un moment dat, când căuta selecționer, președintele federației, știu că avea această idee, să fie unul cu experiență, pentru că a încercat cu selecționeri tineri și hai să încercăm cineva cu experiență. Deja de aceea s-a și dus către alte nume, gen Hagi Dan Petrescu, Laszlo Belloni. Până la urmă a ajuns la un selecționer tânăr, totuși. Păi și atunci s-a asume cel care a decis sau cel care a propus pe Edi Ordănescu. Da. Aveți tărie sau entuziasm să mai vorbim puțin și despre Dinamo? Despre Dinamo putem să vorbim oricând. De exemplu, mai e dator Dinamo la dumneavoastră cu ceva? Nu mai e dator cu nimic, chiar dacă i-am notificat. I-am notificat că m-au notificat și ei, ca pe ultimul angajat. Mi-au trimis notificare că sunt demis. Cu toate că încă nu s-a terminat.
Oricum eu n-am să am niciun ban de la, de la Dinamo. Chiar dacă câștig procesul. Nu așa se procedează. Da? Deci totuși, încă aveți un litigiu cu Dinamo și aveți de luat niște bani. Eu m-am implicat mai mult decât cei care au fost acolo. Dezamăgirea mea cea mai mare de că am fost demis și datorită celor din DDB și din cauza lui Badea, care ei m-au garantat în momentul când am venit, pentru că eu nu am vrut să preiau Dinamo. Dar spun, dom'le, am văzut care e situația, am luat Dinamo după 2 antrenori, după 7 înfrângeri la rând, a frângeri de-astea serioase, de la 4-0, 5-0, umilința cu Steaua. Și am spus, eu am nevoie de timp până în iarnă ca să văd să evaluez lotul. Și după aia din iarnă aveți declarațiile mele, după care să mă judecați. Am spus clar, aici trebuie schimbat aproape tot lotul. Au zis că eu vreau să distrug Dinamo. Am plecat eu, au dus 14 jucători, au plecat 13 sau au dus 14 sau 15, care n-au adus niciun plus, pentru că tu te-ai clasat pe ultimul loc de baraj datorită ce s-a întâmplat la Media și la Clincen. Da. La fel la echipa națională. Dom'le, de ce nu o lăsați? Venea pe unul, sunt sigur că eu cunosc pe Loții. Mi-e prieten, știu cum gândește. Am lucrat cu el. Deci e clar că el schimba la echipa națională. În momentul ce a și spus. Deci el sigur făcea asta. Atunci tu m-ai adus pe mine. Și de ce nu mă las să-mi fac treaba? S-a mers pe mâna marelui strateg, pe mâna, mergi cu mâna jucătorilor care până să vin eu au schimbat doi antrenori, după mine încă doi antrenori și mai au și nesimțirea să îl susține pe Stocheam. Păi cum l-ați susținut voi pe Stocheam? Rezultate n-ați avut. A, ce ați putut să faceți? Ați scos preparator fizic. Au fost singura echipă din lume care ei n-aveau preparator fizic. Viață frumoasă. Și vă spun, dintre noi și eu reproșez un lucru, după aia revin la asta cu stecat. Eu reproșez că sunt băiat bun și naiv și iubesc foarte mult Dinamo. Eu trebuia să fac cum își face Dan Petrescu contractul, cum își face Regencamp, cum își face, nu știu mai care, Edi Ordănescu, să fac un contract ca să nu pot să fiu dat afară. Aici am greșit. Că dacă eu făceam un contract bun și nu eram dat afară, eu sunt sigur că din iarnă lucrurile stăteau azi. Deci eram dispus chiar să bag mâna. Am băgat mâna și băgat mâna și mai atât, ca să nu apar cu o retrogradare și mai ales cu Dinamo, da? Nu m-au lăsat. Dar nimic, Mureșa n-are nicio treabă. Din moment ce vii și declari, după ce am plecat eu, că tu nu depinzi de banii DDB-ului, de cea mai mare greșeală și prostie, sau când spui că Filip e spiritul lui Dinamo, că dacă Filip e spiritul lui Dinamo, păi noi să îmbârtea mormânt și noi care suntem în viață ar trebui să ne tăiem picioarele. Ăsta e spiritul lui Dinamo. Acolo era un buboi. Eu l-am spart, dar domnul doctor l-a pusut la loc. Și ce s-a întâmplat? Dinamo a retrogradat. Și îmi pare rău și mă simt și eu vinovat, am spus cea mai mare vina mea, că nu mi-am făcut un contract pe tot. Nu trebuia să am încredere nici în cei din BDB, nici în Badea. Da, ați pomenit de domnul Badea și pare că la momentul demiterii dumneavoastră, domnul Badea n-a avut nicio implicare, sau așa pare, nu știu exact. Și dumneavoastră cu domnul Badea ați discutat birou, când ați venit. Eram la el în birou. El spunea, eu la, când văd ceea ce s-a întâmplat după, nu cred că el nu știa. Și vă mai spun, pentru că seara după meci, când am făcut declarația după meci, el mi-a zis, Mircea, orice s-ar întâmpla, noi să rămânem prieteni. Ok. Și după aceea ați interpretat altfel cuvintele astea, după ce ați fost demis. Și mai mult nu vreau să vorbesc de domnul Badea. El e acolo, mie mi-a propus un jucător care, după ce am plecat, eu a venit, marele portar de la Chiajna. Mm-hmm. Haideți să fim sănătoși. Eu v-am zis, singurul meu regret e că n-am putut să fac mai mult, că n-am fost lăsat să fac mai mult, că am fost, trădat de oamenii. Băi, cei de la DDB, băi, când se face un sondaj în care... cât a fost? 86-87% în care suporterii, care dau bani. Nu tu că decizi ăștia care sunt șef la DDB. Nu voi decide pe banii celor mulți. Da. Păi atunci ce să mai înțeleg eu? Și acum, mi s-a propus să fiu antrenor, decât, nu știu,
DDB, 17-18 județe. Ți-am zis, vin la Dinamo, dar nu bag un leu. Păi cum să bag eu un leu să vă plătiți datoriile la... să-l plătesc pe Filip, pe adică nu știu mai propunerea care... Propunerea a fost făcută acum? Rednic. Ce propunere ați primit? Că nu înțeleg. Ați primit acum sunt propunerea? Sunt antrenor. Da. La Dinamo? La Dinamo, da. Acum? Ați fost și ofertat? Și în ce da? Condiții vin. Dar nu de conducere, de cei din DDB. Aha. Nu cei de la București, că cei la București nu. Am înțeles. Au fost de acord. DDB-ul e DDB-ul, dar DDB-ul nu mai... Nu știu dacă a fost vreodată unit. Și până nu există transparență, sunt probleme mari. Da? Am înțeles. Mea. Deci filiale de DDB din țară v-au propus să reveniți la Dinamo. Da. Și le-a zis că vin, ca antrenor. Da? Să nu vă credeți că eu să bag un banagoace să fac. Să plătesc toate prostiile care le-a făcut Iuda contra cu toți jucătorii aduși care i-au adus, mi-au adus și pe ce salarii. Să le dau bani la să lucreze cu mine, să-l plătești pe domnul strateg, care încă mai e, da? Eu n-am văzut să-și dea demisia sau să renunțe la salarii, care încă mai apare în acte. Și acum vreau să vorbesc și despre domnul Zăvăleanu, care apare și propune strategii, proiecte. El vorbea că vrea să facă un centru la nu știu, la cea fumate din deal sau din vale. Adunați în Copăceni. Așa, foarte bine, adunați. Păi tu ai săptica, tu nu ești în stare să întreții săptica. Au fost momente în care nu aveam nici apă, să ne spărăm. Terenul arăta cum arăta. Am reușit să-l convinc pe Badea să vină o firmă care să prea și acum arată biliard. Și tu vorbești de un nou centru. Sau vorbești de ăștia, finanțatori care să vină. A făcut vreo 6 drumuri prin Dubai, nu știu pe ce... pe cheltuiala cui și n-a venit nici măcar cu un kil de smochine sau de curmale ce sunt acolo. Aș vrea să vă mai întreb ceva. Totuși, echipa cum a prins acel loc de baraj? Știm foarte bine cum. O lună de zile Dușan Orin a avut de pregătit un baraj cu Universitatea Cluj. Cum vă explicați că n-a reușit? Bun, n-a reușit Dușan Orin, dar jucătorii, că da. N-au fost asta în stare să treacă. Dragă, au ieșit nesimțiți și l-au atacat pe Dușan. Ok. A făcut și el greșel, că tot i-a schimbat și pe postul și pe lângă post. Vrei să spun părerea mea? Nici n-aveai nevoie de antrenor dacă erai fotbalist. În situația de azi, când joci cu echipa clasată pe locul 3 în Liga 2, și cum îți explici tu că jucătorii ăștia care au retrogradat din 3 după o săptămână s-au și găsit la echipe de play-off? Cum îți explici tu lucrul ăsta? Păi dacă aveam așa jucători buni, păi tu nu poți să bagi pe Clujul care n-au legat 3 pase în retur. Deci 3 pase, le-a numărat, n-au făcut 3 pase. Deci bufa, 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 bufa. Revenind la echipa națională, credeți... Atacăm numai pe Dușan. Stoican, ce-a făcut Stoican? A plecat în vacanță și a zis, faceți ce vreți voi, dați pe cine vreți, aduceți pe cine vreți, că eu îi antrenez. De ce nu s-a implicat? El a avut perioada de iarnă, când putea să facă o pregătire. Dar unde... Da, da, i-a unit pe jucători, domnul Rednic, și erau bisericuțe, se certa toată lumea cu toată lumea. Păi da, i-a unit și ce rezultate au avut? Păi n-a avut. Nu, nici în amicale măcar nu băteau, nici pe aia de Liga 3 apare de ucine. Nici Stoica, n-a avut timp, aici trebuie să recunoaștem că a dispărut repede de la Dinamo. Păi da, dar el a fost perioada de pregătire, păi el a acceptat jucătorii care au fost aduși de un om care a demonstrat că nu se pricepe. Din moment și la Sibiu la fel s-a întâmplat, la Dinamo la fel, și după aia a mai și dispărut. Mai avem și puțin până la publicitate și vreau să vă întreb dacă vă vedem în Liga 1 în sezonul care urmează, vă vedem în altă parte, cam care ar fi planurile? Păi planul, am o ofertă acum din plinătate. Vedem, mai aștept. Cu Brașovul a fost vreo discuție la un moment dat? Da, am vorbit, am fost la un meci și ne-am întâlnit acolo cu cei din conducere. Oamenii chiar vor să facă. Am mai văzut câțiva antrenori și Balint că vor plezneală. Nu, oamenii au gândit că chiar vor să facă un proiect serios acolo. Sper să reușească. E oraș frumos, oraș de fotbal, vor să se implice oamenii. Dar v-am zis care e situația. Oricum m-aș fi dus Dinamo în Liga 2 și eu mă duc la o echipă tot din Liga 2.
Și deci ați fi dispus să veniți la Dinamo antrenor? Chiar dacă vă sună Zăvăleanu acum? Da, eu... Zăvăleanu în ultima perioadă a făcut ce a făcut și a ajuns el conducător. Chiar a și făcut câteva transferuri. Deci eu n-am încredere. Nu-mi place ce a făcut, pentru că păi tu, în moment, tu, ca reprezentantul insolvenței, păi tu ai obligația, în primul rând, să scapi de Palat și din punct de vedere sportiv și financiar. El n-a făcut nimic. El s-a luptat ca să-l țină pe Filip. Păi, băiete, păi, tu scăpai de salariul lui Filip. Ce bani să mai ai pe Filip? Păi, trebuia să fii bucuroși că nu-i mai plătești 7.000 pe lună, plus 2.000 la domnul Badea, care primea în fiecare lună. 9.000 avea Filip. Văd că nu se vorbește de Andrei Radu, care are anul ăsta 9.000. Și ăsta i s-a făcut un contract de Iuda, i s-a făcut 7.000, 8.000. Și el n-a jucat nici la Iași. Și atunci ce să fac? Să vin eu acum și ce vă spun? Deci nu, dar domnul Badea m-a zis că deci eu am vrut să mă implic financiar, i-am propus domnului Badea să luăm Dinamo. Deci i-am propus lui Badea că are palmares. Da. Ăla care îl are ca antrenor, că restul, echipa asta n-are doar suporte, restul echipa asta n-are nimic. În afară de suporte care susțin echipa de acum, restul n-au nimic, n-au palmares, n-au stadion, n-au nimic. Emblemă, nimic, toate unele la Badea și unele la CSE Dinamo. Da, dar s-ar putea ca suporterii să fie cei mai importanți, pentru că... Eu asta spun, dar să fie unit. Și am zis, dacă voi garantați un buget, eu vin cu mare drag. Da. Domnul Redding, mulțumesc foarte mult pentru dialog. Eu vă mulțumesc. Special pentru tine am intrat, am mai zis o dată, da? Mulțumesc. Ai fost neutru, da? Așa el încerc să fiu. El a făcut emisiuni speciale cu mine, m-ați analizat, să nu mai zic ce. De-a cu trei. Mulțumesc mult pentru amabilitate, domnule. Bafă multă! Pă la treabă!